Nicăieri este pavat cu treceri de pietoni. În Mediaș au fost trasate marcaje pietonale pentru care localnicii trebuie să aibă și abilități speciale, cum ar fi escaladatul zidurilor sau săritul obstacolelor. Motivul este simplu, zebrele duc ori într-un zid, ori într-un șanț. De ce? Rămâne un mister. În orașul Mediaș, muncitorii au lucrat, iar localnicii trebuie să se conformeze. Faptul că pleacă de pe un morman de pământ este doar un detaliu pe care oamenii îl ignoră, așa că pas cu pas merg pe albul proaspăt turnat. Până aici, nimic anormal. Pe partea cealaltă a șoselei, lucrurile însă se cam termină brusc. Brusc în șanț. Cetățeanul, binevoitor, trece peste primul obstacol. Are noroc, nu a plouat, așa că șanțul nu are apă. Dar dincolo de el, bunăvoința se cam termină, în colțul unui gard. Poate trebuia un pic mai bine gândit proiectul, nu? Ce se spune? Eu cred că șeful lor le-a dat oseaua și trebuia să o consume neapărat. Și atunci ei s-au gândit să pună unde cred ei că este bine. Treci strada și cazi din șanț. Dincolo te urci pe zid sau nu știu pe unde trebuie să... Dincolo, adică la doar câteva străzi distanță, o altă trecere de pietoni, încă o provocare, diferită. Acolo, cine se încumetă să traverseze strada regulamentar, poate deveni și alpinist. Păream unde duce în zid. Cât de des folosiți această nouă trecere? Niciodată. Numai pe trotuar mă duc. Acolo unde mă urc sus, în pomul ăla. Oamenii fac glume sau zâmbesc, dar când se gândesc că lucrările se fac din banii publici, rămân cu un gust amar. Probabil că și-au făcut oamenii mâna, au făcut antrenamente pentru marcajele rutiere. Până acum primăria a primit numeroase sesizări, așa că ieri și-a trimis echipele în teren. Ușor, cu bidineaua, muncitorii au întins vopsea gri peste albul marcajului pietonal. Greșeala nu mai există. La fel cum în drobeta Turnul Severin nu mai există de la jumătatea șoselei trecerea de pietoni. Zebra evaporată este chiar în fața unei clădiri impunătoare, Eurogara, un proiect de peste 6 milioane de euro, lovit la scurt timp după inaugurare de o eră a paraginii. Un preot din județ.